Bună ziua încă o dată. Prin dispoziția domnului primar numărul 224 din 25 mai 2021 a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 13, absentează nemotivat domnul Gologan și domnul Oprea Costa. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea. După cum ați fost informat, pe ordinea de zi avem 6 proiecte de hotărâre și punctul divers. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Domnul președinte ales de ședință, Roșcan, vă rog să continuați. Aflate în inventarul domeniului al Comunei Căiuți, județul Bacău. Domnul primar, dacă vreți să le prezentați, să spun. În perioada cât stă, stau în curtea școlii, în ploaie, în soare, de asta au venit doamna directoare cu adresă, cu doamna administrată, tot ce e pe acolo. Dacă îi putem ajuta să le facem un făitor acoperit, acolo este un loc, un spațiu, unde sunt niște bănci. Dacă care știți în curtea școlii, sunt niște bănci, dar sunt în aer liber. Și să încercăm să le facem un făișor, un fel de adăpost, un făișor deschis. Da, dar nu în stradă, în curtea școlii, nu e, mă dați seama că sunt cam 40 de copii, nu e o stație, e ceva, un foișor mai mare, că poate e, cred, cât jumătate de sală asta. Da. Dacă nu mă da. Da, domnul Oșchiar. Văd în proiectul respectiv o sumă estimativă. Am spus și o mai spun și de această dată. E bine devenit cu un deviz estimativ, să nu dăm și noi seama de ce pentru aprobăm respectiva sumă. Adică aici este trecută suma, estimarea sumei, dar devizul în baza pur. Atât. Atât, da? Da. Domnul Dumnezeu, ați spus. Am citit aici sursa de finanțare la bugetul local. Din ce rețin, nu știu dacă când s-a aprobat bugetul, dacă s-a prins această sumă. De unde și de ce fel aveți în vedere să alocați banii la bugetul local pentru acest făișor și când? Sursa de finanțare,
Adică mai explice de unde vin. Buget local, buget local, dar din ce venitul? Că bugetul mare, din ce reținut, nu știu dacă este prinsă suma. Iar eu știu că legea, acum nu știu dacă s-a schimbat, o să mă contrazic doamna secretar, nu știu dacă mai dă voie să aprobăm investiții fără să avem sursa de finanțare, cer. Atât. Dacă puteți să-mi dați o răspundere, domnul primar. Da. Dar inițial, banii pentru acest purișor mi-am prins la școală. I-au fost dați în bugetul școlii și i-au returnat. Că ei nu pot să facă investiții, trebuie să facem noi. Și o să, deci, sunt în bugetul local. Deci, noi am, în bugetul, când am aprobat bugetul, am prins bani să facă școală investiții. Ei nu pot să facă investiții. Trebuie să facem noi să ne dăm. Și au fost banii în bugetul local. Trebuie făcut și o rectificare, nu ca banii să dăm înapoi. Deci, au venit, ei au fost aprobați aici la școală. Da. O să spun, da? Deocamdată de mără. Corect, era să faceți proiectul de hotărâre, să dăm banii înapoi și să aprobăm proiectul și îndecat. Da, e corect, da. E foarte corect. E foarte corect. Vreți zici ceva la fără? Cu răspunsul cu estimativ, cu estimarea acțiunii. Doamna Carin, în nota conceptuală, doamna Carin a făcut după deviz. Au avut 10 ani de deviz, la doamna, la urbanist, care a făcut nota conceptuală. Cum le-a luat din deviz? Nu le-a luat de la Elimbo. Domnul primar, era o altă treabă, e o altă treabă, dacă vedem și noi cei care aprobăm suma respectivă, adică ne dăm și noi seama cât de cât, pentru că așa considerăm. Dacă considerați că nu se poate, se poate, nu se poate. Așa. Dar mai bine să nu vedeți. Da. Până la vot. Cine este pentru? Abținem? Împotrivă? 300 și pentru. Proiect de hotărâre numărul 34. Privind aprobarea plajelor noastră conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-ecologice pentru obiectivul de investiții, modernizare străzi prin asfaltare din zona Popeni, comuna Căiuceți sub Bacău, strada Dealul Petrosu și strada de Nimic. Discuții pe marginea proiectului. Domnul Bărbuț, și vă zău. Aici vreau să completez ceva, dacă e completat, dacă domnul primar știe ce are mai venit pe bine. Venim cu asfaltări de uriți, ulicioare, iertăcări. Din punctul meu de vedere, nu este corect. Adică, trebuia să mergem pe priorități. Satul Praga are asfalt? Ok, are. Ce lipsește? Apă. Mergem pe apă. Satul Ghidar are asfalt? Ce lipsește? X. Mergem pe X. Popeni are asfalt, are apă, ce mai trebuie? X. Bun. Mergem peste apă. Sau că coborâm cu Căiuș Centru. Căiuș Centru ce are? Canalizare cu partea primăriei mari. Căutăm priorități. Trotuar pe partea poștii. Are? Nu are. Facem. Asfalt, stradă, Căiuți, pot, Hărtiu. Are? Nu are. Asfalt, Vrânceni, asfalt, Poștea, are, nu are, concentrăm banii și acolo. Numai Popeni, Ghidar, Pralea. Nu zic, e ceva rău, Doamne ferește. Dar haideți să aducem la acel numitor comun toate satele și apoi le colorăm în toate culorile posibile. Asta e părerea mea. Poate e bună, poate e rea. Și în acest caz, vis-a-vis de satul Pralea, Ghidar, Popeni, n-am nimic cu cetățenii. Tot respect, dar la Pralea e urgent apa, la Ghidar e cât de cât ok, la Popeni este ok. Iar ăsta la, deci am adus eu la cunoștință, Căiuți, Boștea, Hârtiu, Lunca, drumul de legătură, ăsta e prioritate, chiar CFR-ul, cartierul CFR la Țigan, la Rob, la Țigan, unde stă domnul Durlan, e rupt tot. Căiuți sat, trebuie al doilea strat, care l-a pus domnul Durlan în mandatul lui, nu s-a pus. Sunt multe priorități care nu vreți să le vedeți sau chiar nu le vedeți, asta nu mai înțeleg.
Și din cauza asta nu pot să fiu de acord cu proiectul 35, 34, 35, 36. Mulțumesc. Da. Domnul Dorlan. Aceea, domnul primar. Eu vroiam doar că le-ați desfăcut așa mai mult ulițe, liceare, sume. Eu nu înțeleg de ce nu ați cumulat toate aceste străzi, plus încă altele. Se făcea un singur proiect, cum a fost lucrarea care s-a asaltat pe peinul, pe exas și, mă rog, restul. Și făceați un proiect mare care încercați o finanțare pe fiecare, pe fiecare, pe total. Și aici veniți cu ele rupte și vă duceți undeva, cred că la 500.000 de euro, dacă reușesc de față, și tot buget local. Buget local, nu știu, sunt, dar prins câte un miliard de fiecare ulicioare. Deci ce văd de miliardul ăla, banii se duc aproape din proiectări. Sursa de finanțare reală, câteva miliarde care se adună, 15, 20, 25, avem siguranța că o avem ca să ne facem. Sau era mai bine să făcut cumulat, mai prins în câteva uliți și cu banii ăștia care îi dați acum cu proiectări la 3 proiecte, miliarde jumate să făcutați, puteați să repara niște străzi care sunt făcute de ani de zile și care m-au un pic să duc naibă. Aveți tot s-o bătut apa în primul cartierul CFR, lucrarea aia de 100.000 de euro, care a fost acum 5 ani, 6 ani. Că nu dă voie să veni să modernizați. Dădea voie de mult. A fost baza făcută acolo cu, cred eu, un leaj jumate, două proiecte din astea de gârtii. Reușeați să asfaltați cartierul CFR și aveați un drum care l-a făcut. Drumul de la șosea până la pod, cred că cum le-a jumate și pe ăla reparați. Nu zic că sunt la noi, este acolo până să strică toate. Chiar în alte, în cartier Moldan, sunt locuri unde este asfalt, unde începe să se strice, să crapă. Nu se vine deloc. Dar, dați-vă voi, niciodată de 5-6 ani, se prind 3-4 miliarde de cheltuieli materiale la drum, nu mai pe balastru. Și crede, dar n-am văzut să vă implicați doar până de 1,5 mașini de bitul și mergeți și reparați niște străzi, că aveți voie. Chiar, că acolo e mai simplu la piatră. Duci hâța, fața, grederul, 3 mașini de piatră și sare 6-700 de milioane din buget. Dar faceți ceva care este făcut și reparat, să vadă. Nu știu, modul de gândire sau cum e gândit, mă mai gândesc până la vot, dacă voi fi de acord. Mi se pare că s-a mențit de acolo. Și așa sunt. Cred că le putea trimi, toate mai gândea 3-4 și făcea un proiect mare și căutați un atras de lucru. Și de-aia Dumnezeu să aveți sursa de finanțare și să-ți faci. Mulțumesc. Da. Domnul primar, aveți... Păi să scrii ceva la punct ca să... Eu nu mai am la... Domnul președinte. Okay. Dar scriu la cuvânt, nu m-am pus și răspunsul domnului primar. S-ar putea să nu mă mai scriu, dacă vreau. Dar aștept. Domnul Corbeșcă, am spus ceva, dar am spus la diversă. Păi nu, domnul Ocheanu, vă rog să-mi spuneți. Poate am ceva de completat și la problema dumneavoastră. Nu-i corect să vorbesc în plus față de... ok. Vis-a-vis de proiectele, cele trei proiecte, eu am venit și m-am întrebat. Și v-am întrebat și am sărit și eu un pic ca așa și nu mi s-a părut corect în primă fază faptul că se trec ulițele și că nu se prioritizează lucrurile. În schimb, mie mi s-a explicat, fapt pentru care am zis că vorbesc despre dumneavoastră, mi s-a explicat următorul lucru. Nu, domnule, ăsta le trecem și noi în proiecte, să le facem când avem posibilitate, iar durerea dumneavoastră, a mea, nu e a mea, ea a patru sate, respectiv Boișca, Heltiu, Vrânceni și Locurile, că nu este asfaltat deloc această zonă și mai ales drumul de legătură asfalt DN-ul, drumul național, Heltiu, partea aia, în primă fază. Și de ce zicem că e prioritar, prioritar lucrul ăsta? Pentru că pe acolo trec patru sate, cetățeni, cu utilaje, cu mașini, cu piciorul, patru sate, oameni din patru sate, iar pe o uliță din asta cu care veniți acum, sau două, sau trei ulițe, s-ar putea să fie o uliță în care trec aproape trei oameni, sau patru familii.
În acest sens, dumneavoastră mi-ați explicat că ăla este avansat proiectul cu drumul asfaltat Iertiu, respectiv reparatul podului, că e licitat, da, și că aia s-apucă acum și fac elemente de construcție, să le vedem și pe ăla, și explicându-mi treaba asta, din această cauză am spus că voi vorbi dacă nu spuneți tuturor ceea ce mi-ați spus și mie. Ca altă dată să rămână să vă mai cred sau să nu vă mai cred, vis-a-vis de întrebările pe care vi le pun. Vă mulțumesc! Domnul Dumnezeu nu e obligat să răspundă dacă vrea. Nu, vreau o răspund, da? Nu răspundem. Nu, poftiți, nu vreau să fac dialog și de-aia n-am discutat. Da. Și... am ce răspund. Deci, toate acele proiecte enumerate de domnul Mătuț, le avem făcute și depuse. Inițiem. Deci drumul, ce am spunea domnul Orcheanu, drumul de la Căiuț și acum de aici, din drumul național, cu tot cu pod și până la asfaltul celălalt, este proiect depus. Așteptăm, încercăm să obținem bani. Da? Și vreau o completare la ce a spus domnul Durlan. Dacă și pe acestea le unim și facem un proiect de la mare, așa, să așteptăm finanțare, s-ar putea să așteptăm. Să așteptăm. Cu canalizarea avem proiect depus. Cu apa avem proiect depus. Deci vă aduceți aminte. Și de-aia am fragmentat pe sate aceste, cu aceste uliți, să le putem, când, să le facem din buget local, dar că nu. Sau, dacă vedem că se înaintează și nu putem obține finanțare nici de la CNI, nici pe fonduri, nici pe nicăieri, încercăm să ducem bani. Avem niște bani în bugetul local. Eu mă ascund de dumneavoastră că nu suntem atât de săraci. Am strâns șurubul, am, da, așa, și am adunat câteva bani acolo în bugetul local. Dar, inițial acum, nu pot să mă apuc de drumul Hertiului și să nu mi ajungă banii care am în bugetul local, cât sper că proiectul e făcut să prind finanțare acolo, ca să putem continua, să, adică să le facem. Și avem și perspectivă de bani. Că de, bă, am mai venit cineva prin comuna asta și încasăm câteva miliarde pe an. Cred că ar trebui să facem ceva, mai facem și o uliță, mai, dar dacă te apuci de un proiect mare care l-ai depus la o finanțare externă, normal că nu poți să-l duci. Iar aceste fragmentări pe care le poți duce într-un buget local și ai făcut un lucru și rămâne făcut. Iar toate celelalte investiții sunt depuse proiecte și pe apă și pe canal și pe drumurile astea alte importante și capetele de la Boiești, Vrânceni și tot. Asta este explicația. Mulțumesc. Vreau să vă întreb și eu ceva, aceste stres nu urmează ulterior să fie trase apă, canal, le asfaltăm acum și peste un an de zile le facem. Apă este. Apă este. Nu este, dar Popești și Bridar, e vorba de trei sate, avem de azi Prale. În Popești și Bridar este. În Prale este, nu este apă. Dacă prindem proiectul la mare, acolo e altceva cu finanțare externă din care am fost, știi, domnul Adeș, în discuțiile. Da. Teoretic era întâi să băgăm utilități și pe aia să asfaltăm, că după aia e o muncă în zadar. Daniel, și eu își vrea treaba asta, dar poate să dureze 20... Nu, dar zic așa să prioritizăm. Poate să dureze 20-30 de ani. Și o să zic că lumea continuă, că stă în glot și în mocer. Altcineva să scrie o oră. Vreau să completez ceva. Da, domnul primar, sunt de acord. De asta știam că sunt niște proiecte depuse. Dar eu totuși nu am să înțeleg. Poate să mai, așa, mai redus eu, n-am înțeleg anumite lucruri. Sunt lucruri făcute, asfalt, care cu un minim interes din partea mea să le puteți rezolva. Adică, chiar dacă se asfaltează, da. Și voi mâini, lăsați-mă să vedem. Da. Pe proiectul mare, unde există posibilitatea să nu primi finanțare. Să atunci n-ai. Dar acolo unde este făcut ceva, chiar e atât de greu să luați 3-4 mașini de bitum, să dați la o firmă de reparat, să repare asfalt existent care se strică văzând cu ochii. Adică nu mi se pare ceva imposibil, asta vă spun. Faceți, rupeți-vă și așa, dacă aveți bani la bugetul local și bine, faceți-vă din bucăți. Să duc 2-3 miliarde pe proiectare, nu e problemă, să facă, cum mai stea lumea noroi, doresc de interes. Dar ce este făcut, nu se poate repara.
Chiar nu se poate, sunt multe lucruri din astea, pe, vorbim de drum, la prepese, poate la diverse mai dezvoltă. Chiar nu se poate repara. Suntem de acord cu dumneavoastră, sunt pot drumul ăsta de la pot la Hertiu, mama măsii. Nu zice nimic că nu se strică, dar pe el veșnic să facă balast creierii. Cel mai lung drum din piață care e Căiuț Mărcești, nu știu dacă în ultimii 5 ani s-a băgat 20 de mașini în piață. Sau să ducă greu, să repare, să facă de-aia. Și nu știu dacă chiar nu găsiți 500 milioane, că nu știu dacă se duce mai mult să reparați găurile astea în asfalt care și se duc pe zi ce trece. Dar dumneavoastră sunteți, vă dați cu comunii, administrați și faceți cum credeți. Aveți puterea, noi doar vă spun. Sau sesizăm anumite lucruri, că de-aia suntem consilieri, să venim cu propune, cu doleanțele cetățenilor, să sesizăm anumite lucruri. Mulțumesc. Dacă îmi dați voie și mai cum da, deci, vorbim de drumuri asfaltate comunale, la care intervenim, care ar spune domnul Dulan că ar trebui intervenit. Este drumul de la drumul național, că acum fiecare merge prin comuna asta. Drumul de la drumul național până la cale ferată sau până la port, care prins în proiect și ce se intervine la el acum, dacă l-ai prins acolo, dacă nu o să prindem finanțare, o să intervenim, dar să vedeam un răspuns. Și drumul Căiuț, și drumul Căiuț Sar, până unde e făcut la biserică. Astea sunt două carte de drum asfaltate din drumurile comunale care se pot intervine la ele. Alte drumuri nu sunt. Mai sunt unii de care nu facem de aia. E supărător, dar ăla e asfalt, domnule, de la drumul național până la poza la ministrul noastră asfalt, domnule. Așa a fost, domnule. Păi dacă a fost, nu ministrul asfalt. Alte chestii. A fost domnul primar, are 30 ani de zile de când se cară pe el să duce, normal că trebuia intervenit. Așa s-a făcut atunci la femeia. Dar am ținut 12-13 ani, dar dacă nu se intervine din loc pe el, chiar s-a dus în spate de tot. Domnul primar, sunt 5 ani de când dumneavoastră sunteți primar. N-ați pierdut odată zona aia. Rupim mașinile ani. Poate aveți dreptate. Dar eu 5 ani la rând... Ce au cărpit, domnul? Cu lut, cu... Ce au cărpit? S-a pus beton din zona. Și unde? Da, adică e dureros. Da, acum aș putea la hotărâre. Deci, revenim la proiectul hotărârii numărul 34, pe care îl spunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 13 pentru și o abținere. 12. Două abțineri care își sărăm. Poate domnul Marcus și... Atât, domnule, obținere, da. 12 pentru și obținere. Să mai atunci cineva în afară de un mărcoț? Nu, obținere. Da, proiectul hotărârii numărul 35. Privind aprobarea fazelor normă conceptuală și temă de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, modernizare străzi spre asfaltare din satul Praia, comuna Căiuț și Bacău, strada Părâul Bradului, Părâul Teului și dealul Paraisului. Aceeași poveste, alte, doar cu alte străzi. Discuțiile cât pot fi aceleași. Dacă mai sunt alte... Nu mai știu. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 12 pentru și o abținere. Proiect de hotărâre 36. Privind aprobarea fazelor normă conceptuală și tema de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, modernizare străzi prin asfaltare din satul Bedar, comuna Căiuț și Bacău, strada Bucuriei și parțial, Ronson 1, strada Lungă. Satul Bedar. Discuții? Spune la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 12 pentru și o abținere. Da, avem cu etat proiectul de ordine de zi. Deci, la punctul diverse, o să dăm cuvântul domnului Dorbinski. Am avut o intervenție în timpul unui proiect de hotărâre. M-am zis că poate influența votul și nu este prima normal să vorbească în timpul proiectului. Întrebați dacă mai sunt sau nu? Doar dacă. Nu, după
revenim la... La mine era, la urmă de bază, domnul Pivar, criteriile care aveți la bază, să faceți distribuția aia de investiții, pe ce criterii vă bazați? Problema e și în comună, cât și în cărinii, practic, și în comunele de mitrofe. Cumva de ce zică împărțiți distribuția de investiții? Pe ce criterii vă bazați? Funcție de necesități. Păi bun, și necesitatea a fi... Oportunități, necesități. Necesități, cum ar fi, de exemplu, cartierul Gări aici. Între cartierul Gări, care probabil domnul Dulan, probabil din vreo 8 ani sau 9 ani, cred eu, nu s-a făcut nimic pe el, și pentru Uliță, dar nu s-a făcut acum la Pralea. Sau la Pralea sau la Bridare. Păi, măcar l-au fost construct acum 9 ani, l-au fost construct niciodată în viață. Asta a fost făcut aici? Acum 9 ani n-a fost. Păi nu, eu te-am întrebat. Pot să fac el, da. Pot acum 9 ani, pot să fac la 10 ani, 15 ani. 2008. Nu, nu. Asta s-a bun. Nu, dar la rog. Sigur, a problemat diverse probleme mari, dar știți cu toții. Am plasat la stânii, deci pot să încep. Reluați-o, dacă vreau. Da, deci problema cu amplasamentul stânii. Și înainte de a începe, vreau să apreciez pe doamna secretară, că deja aveți o hârtie care v-a venit cu aceeași lege veche, legată de distanța și legea veche, practic, la amplasamentul stânii respectiv de acolo. Problema care e, v-am zis, să țineți cont și de legea nouă, care e suplimentare la legea veche. Cu... Știți despre ce vorbesc? Da. Legea privind protecția lui, probabil. Da, aia, aia, da. Dumneavoastră să spuneți acum că știți că e legal cu 100 de metri pusă, că așa spune legea. Asta o să-mi spuneți, da? Păi sunt eu. Prima oră, dar de ei? Normal, avem o suplimentare la legea respectivă. La prima era 100 de metri, la a doua pe timp. La a doua nu, specifică, tocmai în completare, nu poate spune doamna secretar ce spune legea, ce am citit eu. Zice cam așa, că practic, dacă mirosul olfactiv deranjează proprietățile, decizia primarului sau viceprimarului ar putea să schimbe distanța în funcție de capacitatea sau, mă rog, numărul de animale care sunt pe zona respectivă. Păi, dar nu, cred că doamna o are. Doamna unde să vă dați odată și doamna o are. Eu ce pot să vă arăt acum, și dacă spuneți dumneavoastră, domnule consilier, că cineva de aici din Consiliu, dacă ați avut întâlnirea cu crescătorii de animale, o tot de aici am și acceptat să mă dați să nu probleme de mele. Deci, în dumneavoastră, îi plătiți din bugetul primării, de fapt, din consigurare. Aici am, cred că, 8 reclamații făcute, an de an, domnul primar, domnul vice, de știți care e. Toate numai răspunsuri voare pe care mi le-ați dat. Înțelegeți? Am un răspuns tot din ziua garda de zi, probabil, care mi-a trimis aici răspunsul, care spune cam așa, în prezența domnului vice primar, respectivul cetățean, funcționar respectivă, s-a mutat o destinație nouă acolo la Mărcești. Și dumneavoastră, prezența dumneavoastră, domnul viceprimar, știți că ce vorba e veche, tot timpul am discutat acum. Da. Da. Problema care e că de 4 ani, 5 ani, vin cu aceleași reclamații și nu se ia nicio măsură. Și vă spun și de ce. Respectivul proprietar de teren, știți bine cine e, e un cetățean care lucrează în jandarmeria română. Am făcut sesizare și la responsabilul dumneavoastră și zice răspunsul a primit că nu are nicio implicare dânsul acolo. Dar acum vă dau eu dumneavoastră, la care doriți, și să-mi spuneți distanțarea ca am fost. Vreți luați dumneavoastră de aici. Deci o e distanțarea cu 100 de metri și efectivul de animale le-am pătrat. Și domnule primar și domnule vice, dumneavoastră cred că v-ați întrebat și de mine. Eu mai nu v-ați întrebat dumneavoastră de mine, decât eu l-am venit aici cu aceleași probleme. Dar tot timpul când am venit cu problemele, totdeauna și cum ați făcut, uitați-vă. Toate spuse, să vedeți, 100 de metri. Care 100 de metri nu mai înțeleg. Că ce se întâmplă? El are amplasamentul la animalele alea acolo. S-a mutat acolo la mer, dar omul ajută din activitatea lui, e păpășunat. El vine până în fața caselor cu pășunatul. Sunt de metri, care spune legea. Ia uitați. Știți câte ori am declarat? De câte ori am declarat? Spuneți, doamnă, nu ați spus.
știu, doamnele, nu știu, doamnele, nu trebuie să răspundeți noi niciodată, vă mai pus o întrebare și vă spun. Că m-am întrebat, vreau să știu de determinații consilierilor. Dumneavoastră și ce ați da? Ce mi-a zis? Ați spus de? Nu sunteți obligate să spun, nu? Sau să-l anunțați? Cine a spus? Dar cum ați spus? Sunt obligată să afișeze. Nu sunteți obligată să afișați, doamne. Deci, a funcțiilor, de ce este deja afișată și... Ok, doamne, dar să fie așa. Proprietarul cu acel teren.
Eu nu găsesc explicații ce se fac în afară de Pășunar. Dar fie ei nu vin din studența legii care spune că mare cum ești coșunezi, va mai puțin de 100 de metri față. Păi legea Pășunarului este aceeași pentru orice formă de proprietate publică-privată. Eu cred că și domnul cu voi, dar ai dreptate. Noi, un pic, Codruț, un pic, noi avem o problemă cu târla, cu tâna, efectiv. Aia produce miros, dar pășunatul, dacă omul se duce să pășunezi iarba, care deja, dacă treceți, treceți majoritatea noastră de unești, uite să vezi că e până la genunchi. Eu îmi arunc ochi în fiecare zi. Și nu-i pășunată, că vine, vine rar, că am avut discuții. Băi, evită să mai vii, numai din cauza să, să evităm acest conflict. Eu nu știu. Știți cum? Cum ar fi să ai omul o tarlat de porumb și să nu poată să o recolteze, să nu poată să o cultive, sau nu știu ce, nu știu cum să este. Da, problema este târla, problema este unii ține oi. Și la momentul ăsta unde e dus cu acea stână, acolo unde e el, eu nu am nicio problemă, eu i-am mai ferit teren să vină la Lăcătuș ca toți ceilalți. Dar omul nu vrea să vină, el nu a solicitat teren de la noi, de la primărie. El nu-l interesează terenul primării. Da. Unde aveți vinul și fotografie aici, nu arată stânul, arată că voi îi pășunează în afara perimetrului. Vini până la casă, asta spune eu, nu spune de stânul. Și arată fotografie, îl poate. Eu știu cine am, le-am primit pe... Dacă legea pășunatului, ce spune cu privire la faptul că depășești perimetrul? Ce sancțiuni și ce aplică sancțiuni? Dar nu te pășești. Dar e pășune acolo, domnul. E pășune, dar aici, unde arată, e lângă casă. Ar putea că era unde e aici, la locul ăsta, în soile astea. E 25 hectare sau în afară 25 hectare? Nu, nu are 25 hectare. Bă, aici, eu nu știu cum ați măsurat, dați-mă, vă rog. Cum ați măsurat 25 hectare de acolo până acolo? Eu am făcut o măsurare de vreo 14 hectare. Spuneți-mi, nu e 25. Iar căutați să faceți o măsurătoare de satelit, să vedeți că și să vă mai spun ceva, uitați aici, uitați aici, care spune că el are închiriat 7 hectare de pășunat, uitați domnul meu, care domnul primar, dumneavoastră, 7 hectare de pășunat. Probabil am putea domnul ăla. Păi și acolo 7 hectare, domnul 25. Are 75. Pe atâta este proprietar negri, pe 23-75. Câte ori, că bai, dacă 7 hectare, care are în contractul făcut? Că 7 hectare, pe câte ori, pe 500 de ori? Dar, haideți să fim realiști, vreau ca primar și domnul viceprimar, în mod special, care are atribuții astea cu pășunii, mai aveți și pază de pășunii, chiar dacă e formă privată. Tot de, dispuneți-i prin hârtii proces verbal de amplasament și limite de pășunat. Mă, nu mai vin, nu treci de aici, ca să mai creezi probleme cu cetățenii. Păi veșnic, 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 război. Și dacă treci din limitele mea? Ce spune legea? Ce o să-mi spune? Da, amende, se dă amende. Legea prevede contravenții. Îi dai una, îi mai dai una. Cine-i contravenții? Nu, 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 te duci și, cum să spun eu, îi hotărăști, îi muți de aici pentru că nu respect. Dar cine-i cine acest? Cine-i contravenții? Cine-i aplică? Cine? Primăria, cine? De ce? Păi ești proprietate privată. Cine-i acest contravenții? O, da, proprietate privată. De ce să dă amende la unul dacă construiești fără autorizație? Acum nu trebuie proprietate. Hai să nu vă deci, legea îți dă voie, indiferent de forma de proprietate, este islas pe care se aplică legea pășunatului și legea contravențiilor. Nu există. Păi, dacă e proprietate privată, are un 5 mm, îți fac voie în mijlocul cartierului. Exact, privat. Dar aș întreba un singur lucru. Respectivul cetățean, respectivul cetățean, terenului privat, când au dat în chiriere, dar sunt convins că nu are niciun contract cu respectiva persoană. Nici animalele alea nu sunt registrate. Știe cineva dacă se vizează animalele alea? Dacă are cercelul ăla care trebuie să-l apă la urechi? Cred că nu. Medicul veterinar cred că nici nu știe măcar.
Nu știu, poate să fie vreodată, n-am o pandemie, dar nu are acolo. Medicul veterinar nu știe nimic câte voi are, nu sunt înregistrate voi, dar și întâmplă la altfel. Tu, cu terenul la respectiv, trebuie să prestezi activitate, nu știu, închirezi pentru fașional. Cred eu, ar trebui să vezi domnul primar, uite, terenul ăla, știu că terenul prevăzut, cu cadastru acolo, ca pășune. Vreau să fac o stână, două, trei, nouă. Ce credeți? Ar trebui să fie făcut un impact. Bă, stai un pic să ne uităm. Afectează cetățenii, nu afectează cetățenii. Domnul, nu se poate așa ceva. Că e lângă sat. Și problema care e, nici domnul primar, nici viceprimar, nimeni nu stă aici. Seara ce se întâmplă? Toată iarna, oile gestante le-a ținut acasă, deci în curtea lui acolo, în curtea lui acolo. Domnul primar știți când am prins atunci, când întorcea pământul, că era bălegarul ăla de oi, seara la ora 6, când a auzit că vine domn primar acolo, atunci s-a apucat să întoarcă pământul ăla acolo. Eu știu legislația, știu, toată lumea spune, legislația spune. Dar trebuie să mai fie și oameni să înțelegem un pic. Legislația spune, spune. Nu poți până la urmă, tu ești proprietar de teren, una, două, ești proprietar de teren, dar nici eu nu stau în chirie la mine. Eu nu stau în chirie la mine și eu sunt proprietar de teren și de locația respectivă. A, pentru unii legi de proprietate privată, la mine nu mai e proprietate privată. Dar nu sunt nici condamnat pentru o singură persoană care are beneficii să suport acolo tot timpul mirosul acolo, nu? Deci eu zic că nu că nu s-ar putea, nu se vrea, că de 4 ani de zile, sau chiar 5, se putea găsi o variantă, dar nu se vrea. Și orice discuție am avut cu vice, domnul viceprimar, tot timpul se rezolvă, o soluție, facem ceva, acum aceea situație. S-a mutat acolo pașii pe lângă casă, da? Dar cineva din păsire se meargă să vadă dacă are vreo condiție, minimă condiție din gen acolo. Cineva se meargă de dumneavoastră. Domnul Văză, problema dumneavoastră e în felul următor. Deci dumneavoastră nu sunteți de acord ca țărula să fie amplasată pe timp de toată de iarnă acasă la domiciliu. Da, da, oricum. Asta e problema. Primăria... Nu se vedea la curte. Și mai e o problemă. Acum trebuie să înțeleagă și el. Sunt cărcătura mare. Sunt 23 de hectare ce are negri. Dar gândiți-vă că are și zona împădurită, că folosește exact. Câte 8 hectare. El are, dacă are 400 de oi, el are pe 15 hectare. Puneți în cărcătura aici, 3 oi mai mare. De asta se și creează, și minus și tot. Că acum, na, e pășunii trebuie pășunat o formă sau altă, dar să înțeleagă și el. Chemați și poate răcoi aici și oprești. Că doar nu-i singurul cartier care e, mă, e Sion, e întreagă... E timp de iar, nu mai trebuie să nu trebuie de acolo. Care trebuie rezolvat. Asta e soluția. Se poate rezolva. Seara, de exemplu, seara, eu țin acolo, are chestia aia, darmul ăla, împrejubuitul acolo, seara, vine și le facă tot aici în pădură. Dar știți ce îmi pare rău? Când nu vine un consilier, hai de mă doi trecă să ne uităm acolo. V-am arătat și culaia. Culaia ca să facă pasajul de la casa lui în Islas, culaia era să preia apa aia din pădeal, să ducă la trotuș. Culaia a ocupat-o, numai să-și facă el pasajul ăla, să treacă cu tractorul din curtea lui în Islas. Da, mă întreb și eu ceva, nu știu. Legea, cine are teren pășun de asta, probabil, e numai astfel pentru cineva care are o curte privată, proprietate privată. Față legea Islamului și asta, e mult mai severă, trebuie întreținut. Cine de consilier, că știu că aveți pe cineva, să trebuie, dacă a făcut vreodată vreun tratament la Islamul ăla, cu ceva de la privată. Poftiți? Teren privat. Domnul, și cred că e pe Ministerul. Pentru că nu poți să lasă să-l distrugi, eu mai știu și eu legea. Eu nu cred că poți să-l lași. Trebuie să-i dea un tratament și la terenul ăla, nu? Dar așa se distruge. Dar și privat, cum să-l obiți fără să fac tratament? Domnul, e o pășune, domnul. E pășune, domnul, e pășune, domnul. Dar sunt desigur, istoria. Dar sigur, că. Dar dacă i-a obiți. Nu, dar vreau să-l intrați un pic în istorie. Ia să începe cu istoria, mi-i place. Pășunea acolo a fost din când mă știu eu, din când aveam 3 ani. Și mereu pășunau animalele pe acolo, până cu marginea drumului. Nu știu dacă cineva de aici poate să confirme sau să intre. Dar confirme că a fost acolo, a pășunat, dar nu voi. Erau mașini care se duceau în staționau, le ducea dimineața, le lua seara. Dar aici e problema de staționare. Și aici nu înțelegi mie. Hai că m-am zis, tu din mai acolo care nu. Du-ți în fundul ăla unde duci, văd stâng la stâna, pășunezi, pune la limite când vii și nu mai știu. Dar acolo este. E acolo,
În fundul ăla acum. Da, dar pe timp de toamnă, iarnă, ia pe timp de toamnă, iarnă, vine acasă. Păi acolo e problema. Acolo e problema. Odată iarna, toamnă, face mizerie și intră în somn. Da. Și ai nicio baie acasă. E că ăsta nu mă știe. Da. Dar eu nu cunosc și domnul Mihai și domnul. Nu, domnul primar știe cât de mai dat și nu s-ar putea de foarte de ce se mai spune și se mai face fotografii. Că este venit în curte. De asta zic că se creează precedent. Nu creează, este conform. Sunt aproape. Deci, noi trebuie să fim conștienți că dacă ăsta va pleca de acolo, trebuie să vină altcineva cu boaci, cu oi, cu ceva. Domnule, acolo trebuie. Deci, soluția tot asta este. Domnule, nu, nu, nu. Tot pășunat. Tot pășunat, pășunat, domnule. Dacă nu aveți 40 de vaci, nu stăteți 100 la 200 și ceva de voi. Nu-i tot una. Dar am avut și noi vaci și știm ce miros din de la vaci. Dar și ce miros din de la voi. În perioada aia, în perioada capra, la anul 70 sau 100 de capre. Păi, distrusat mirosul. Distrusat. Și noi chiar așa, dacă noi tot timpul ne raportăm la trecut, la trecut, că scăpăm în anul viitorul ăsta de mână, numai de limita. Nu mai în spate ne uităm, că nici înainte domnul meu să tăia porcul până omești în fața blocului, da? Aia, acum nu se mai taie, tot așa ne uităm în urmă. Înainte ne uităm, da? Asta e evoluția. Să ne uităm înainte, nu în urmă. Că se păștea, că se făcea. Și acum la fel. Acum e o lege la fel. Nu știu care stați pe la bloc, deschizi ușa, prăjești un pește în apartament, nu mai ai voie să mai deschizi ușa, să umpli tot blocul cu mirosul de pește. Te amendează. Vine legea cu gaze, o să te amendeze și cu centrale de gaze. Păi ne dăm mai înapoi, că înainte, înainte. Să-și pune un utilaj să scoțească la tot banii și fără, să vândă fără după aia, nu? Ce nu mai sunt toți ăștia din România care au islamul de astea? Toți nu mai pas cu voi, mai sunt și care posesc, mai sunt și care au utilaje, care ia altfel lui. Da, haideți să ai un efectivitate, o soluție că așa vor începe o viață. Vezi și problemele noastre de conținuse. Nu, în primul rând, Consiliul General, avem o conținuție, nu trebuie să votăm sau vorbim ce. Nu avem ce, dar și dacă, ca autoritate locală, te interiere de ceva. Vin și eu cu o propunere în următorul fel. Conflictul este vechi, conflictul e întreținut de situația de fapt și de drept care există. Eu propun ca, nu ca statul, propun ca primăria să înainteze o adresă către numitul în cauză, prin care să fie avertizat cu articole de lege, atât din legea amplasării târle. Da, ordinul 109. A, ca ordinul 109. Cu legea mediului, cu atingerile sau disconfortul ce poate fi generat. 123. Așa. Deci cu articole de lege, clare, explicite, la modul să rugăm pe respectivul să le respecte. În adresa respectivă consider că ar mai fi bine să stipulați dumneavoastră acolo un alt lucru cu faptul că pe, în perioada de stabulație la grad, cum să se cheamă, iernat. De iernat, să își găsească o altă soluție decât fără domiciliu. Pe toamnă, să nu le mai aducă la domiciliu, la casa respectivă, atât pe toamnă, cât și pe iarnă. Atunci, probabil, dacă iarna e mai călduroasă, se produc virusurile. Și în atare situație, noi considerăm că primăria și-a făcut datoria. Noi, Consiliul Local, suntem cu primăria în acest sens. Iar dumneavoastră, domnule Turminski, părerea mea este că atunci când veți constata, ținând cont de faptul că, noi pe proprietatea privată nu avem dreptul să ne ducem acolo, când ați constatat că el are târlă acasă, că iernează acasă,
că nu respectă distanța conform ordinului respectiv de amplasare a târlei în suprafața de pășune respectivă, să vă adresați gărzii de mediu, pentru că asta este singura soluție. Foarte frumos, cum aș făcut poze acum, să pot face filmări cu datări pe camera de filmat și pe registrările respective și cei îndriguiți cu chestia asta să ia măsuri împotriva dumneavoastră. Vă scuzați. Apoi eu am făcut legarea de mediu, destul de reclamat. Știți care e fenomenul ce se întâmplă cu garda asta de mediu? E o instituție care nu mai dată de mediu pentru cetățeanului sau pentru celor care face reclamații. Tot timpul când am făcut reclamații la garda de mediu, cu două zile înainte, cineva din primărie, nu știu cine, am înțeles prin respectiva persoană. Și ce se întâmpla? Începea cu răsirea de primăvară. Orile plecau. Dacă-mi permiteți, eu paranteză. Făceați o propunere, doamne, dacă nu mai se poate trăi normal în țărișoara asta, nu trebuie vinde totul și plecăm. Păi asta... Păi nu, dar acum dumneavoastră ce vreți să spuneți? Sub garda de mediu nu-și face datoria. E sigur că la asta... Dumneavoastră, ca cetățean, vă puteți adresa altor organe îndrebuite ca să ia și cu garda de mediu. Nu ce scuze, doamne. Așa mergem. Ați spus un lucru, ați anunțat garda de mediu, iar primăria... L-a anunțat pe el. Dar primăria din știa cum asta de anunțat gara de mediu. Ba, domnul primar, dar chiar sunt înainte așa. Păi cum adică? Chiar sunt înainte, eu nu știa primăria, dacă gara de mediu... Păi domnul, pe simplu. Așa. Primăria, că faci o reclamație la gara de mediu, da? Gara de mediu, pentru că nu cunosc toate comunele, nici nu știe exact cum e blocația respectivă. Gara de mediu va face, ai o domnul primăria sau cine, dar... Credeți că te-am ajuns cu chestia asta? Vine inopinat. Da, asta de mediu vine inopinat. Nu mai are treabă cu primăria. Domnule, dar dacă nu mai știu... Domnule primar, vă rog frumos, vă rog frumos. Nu mă credeți atât de naiv, nu mă credeți atât de naiv să spuneți că vine inopinat. Și vă întreb o singur lucru. Garda de mediu, de unde știe locația respectivă? Dacă nu dați voie... Vă dau voie, domnule. Garda de mediu te anunță să la primărie la dumneavoastră. Am o sesizare. Și hai să mergem pe teren. Nu te sună cu o zi, două înainte și spune, domnul Turlan, ați fost primar. E așa cum spune domnul. Ai domnul Turlan, spune să avem doar în cineva, că nu știm acum, că la tine am avut, noi ați fost și în vremea noastră. Deci, băga, stiet. Nu. Eu vreau să mai punctez ceva, dați-mi voi un pic, de asta m-am lăsat. Că toți ați spus Consiliul Local. Consiliul Local, să știți că lângă alte multe atribuții a unui consilier, are consilierul, o să aducă la cunoștință problemele cetățenilor, domnul primar, care este executivul, iar în temeiul legii acesta are obligația să le rezolve. Nu că vrem sau nu vrem, are obligația să rezolve problemele cetățenilor în temeiul legii. De asta vreau să vă spun. Că dânsul, dacă a venit în ședință, a venit la consilierii locali care suntem reprezentanții dânșilor, cu criterii politici, cum suntem aleși, divinitare. Iar noi, dați-mi voi cum v-am întâlnit, domnul Teamu. Păi nu, iar noi, ca și consilieri, noi îi reprezentăm pe cetățeni. Iar dacă există o lege asta cu pășinoată, tot ne cramponăm pe conflictul ăsta de 5-6 ani, eu l-am prins de un an. Dar să tot îți duce. Hai să rezolvăm că sunt oportunități, domnul primar. Îi duci, băi, de la pârâul ăsta de aici, încolo, unde zic, să nu trăiești cu târla. Și gata, ce-ar da, o trecut. O, mergi, mai dai una, nu știu dacă îi convine sărac. Acum, și ăla e cetățean și nu știu toți. Dar care ar fi mijloc ca să nu mai treacă de acolo și nu mai ia ca scandal de ani de zile. Să bat, să ceartă și o să ajungă când bea o bere în plus, iar să bat. Acolo, e o stare care convenește, conflictuală. Și nu-i singur, mai sunt doi, trei. Vine la așa o veri sau ceva, gata, cântă-mă un pic. Nu-i mai corect așa, băi, nu-i mai intri. O adresă pusă poliția locală, care, ia zic, își fac treaba minunată, să avă grijă acolo, că nu trece. Și gata. Nu trebuie. Și într-adevăr, erau momente când un post de control anunțau că vin și suna la primărie să ia relații de la primar despre X, că nu cunosc toată zona, dar sunt și momente foarte bine când te trezești cu ei la ușă, vine, hai pe teren. Deci nu e că e un lucru stabilit.
Erau și momente când luau relații și veneau. Da, spre deoarece. Iată că nu mai... Am întrebat cuvântul, n-am întrebat pe nimeni, am venit cu câteva propuneri. Vă rog frumos să le supuneți, dacă e cazul, considerați, dacă dumneavoastră considerați, cu propunerile pe care le-am făcut eu, vis-a-vis de primării, vis-a-vis de domnul în cauză. Și așa o lungim până la primarul. Păi spune primarul va înainta o adresă către primarul. Da, obligare, dar asta nu fac să ne fie și apostul, domnul primar. Ok? Astea sunt urmă și apostul, nu trebuie să-i dau ăsta. Atribuțiile executivului îți fac. Dar o lungim atunci, o lungim. Da, dar ei au luat declarații la acest prom cu stâna, acum un an și ceva. L-am pus să scrie, să scrie pe propria răspundere, că nu deranjează, că nu face, am hâtit de la el. Dați-l la mine o dată, dacă tu nu respecti, îmi dați-l. Era așa, domnul, erai de față sau să știi? Aici, aici, da, așa e. L-am chemat, l-am luat. Este atâta exact, că lui este comod. Că și-am făcut pe asta și toți, indirect, am fost creditor de armani, știți? Dumnezeu, Doamne, ține prin asta. Acum, eu nu vreau să cred asta, dar se pare, de discuții în alea, că nu toată lumea din zona aia e nemulțumit. Aici am dat discuții, deci vreau să vă și răspuns. Te rog. Deci o problemă, dacă are o situație, a venit și cu domnul Simion, doamna Simion, știți, da? Da. Deci doamna a venit de două ori, dacă nu mă știu. N-am văzut rezultatul pe rețele, de două ori, așa de renunțat. Da? Eu sunt prima parte eu. Nu a renunțat. Ba da. Mi se pare dumneavoastră că a renunțat. Ea vine la mine, mai vine. Nu, a renunțat să vină în aceeași problemă care am avut în la. Păi nu, spune că pe ea mai din această zi. Nu. Și da. Toată lumea de acolo, vă gândesc. Să nu fie ceva personal și să da. Nu se sparge cu capitele da. Aici. Să da. Spuneți, nu, dar lasă-mă că nu. Deci poate dacă greșesc, greșesc, dacă nu. E posibil să fie o, de la o discuție mai vechi, că mai faci și anchete de astea de... S-au jignit cumva împreună. Lulu cu Mihăiță. Și de acolo s-a generat această chestie. La care niciunul nici altul nu se înghit, nu se lasă. Nu-i, iar eu ce să fac? Să mă duc leaz? Nu, mergeți în instanță, împăcați-vă, mergeți unde vreți. Dar prin a-l reclama continuu, numai tu și ceilalți oameni nu spun nimic, ce-a stat ceva de înțeles. Nu dacă dumneavoastră vorbeți în urmă la ceilalți oameni? Păi da. Păi eu, după ce a fost dumneavoastră pe care v-ați întrebat? Am vorbit cu un partener. Care nume? Când? Oamnă? Când ați vorbit? Cei din cartel. Dar ce? Trebuia să mă prezint la dumneavoastră să vă spun când dați voie să vorbesc cu oameni. Dacă vreți să faceți și valerate, nu mă trebuie să ce vă cred, că ați fost dumneavoastră. Eu ați face altceva. V-ați fost în tine, trebuie cu domnul viceprimar sau pe cineva din voi. Ia să vedeți domnul Miroase și să vă dăm câte să vă trebuie pentru dumneavoastră. Dar vreți să vă adică o registră când vin cetățenii. Până la mine, pe cine? Și dintre domnul, nu te supăra acum, cum e, Miroase? Domnule, Miroase, dar nu vreau să mă cer cu el. Vă arăt în registră? Da, nu, da. De 5 ani, singurii care au venit cu problema asta la primărie, a fost urmărat și doamna Simion. Exact. Doamna Simion, din vreo 2 ani de zile, cam stă de loc cu el. Nu mă mai deranjează, nu vreau să mai aud, că nu vreau să intru în lucrurile astea. Eu nu vreau să mă scuzați, vreau să spuneți de 2 ani de zile, că dumneavoastră a fost anul trecut, că m-a îngajat, mă interesez. A fost anul trecut și eu să iau voie de copii. Seara, anul trecut, după mâna la domnul. Eu acum vorbeam cu doamna Simion. Dar și vreau să acum 2 ani și anul trecut, că erau făcut de voie. Cum puteți spune că acum 2 ani nu mai mirosea și dumneavoastră ați venit cu mine cu Domnul, am spus eu că nu mirosea sau mirosea, eu am spus că doamna Simion a venit cu dumneavoastră acum o 3-4 ani, după aia n-a mai venit, n-a zis că mirosea sau nu. Ai spus că atunci la doamna a zis că nu mai mirosea. O să nu mă interesează. Da, nu mai trebuie că am văzut ce rezultat are. Dar nu mă rea. Și hai să recontestăm dar și de particular. Domnul meu, știu discuțiile astea tot timpul îți face așa și știu și de ce. Dați-mi voi. Haideți să repetim, da. Primării, poliții, legiu, pompieri, toți se dea de zăpadă.
Sau nu am avocat de la fiecare săptămână, făceam o cerere. Eu te văd cum dar bus. Care e foarte scurt. Săptămână, reclamați la primar, de tău de scola, vă reclamați la primar, reclamați la rază de mediu, reclamați acolo, reclamați acolo. Cât primire de răspunsul cum îi primești, i-a dus în registrare. Doamna... Și singura soluție este până la urmă în instanță. Eu am un bani judecat în instanță, primul termen a câștigat la Asamu Vidu și altul la tribunal a câștigat. I-am interzis muzica în bar. Neavând muzica în bar, ai câștigat. Dar vreau de simplu, am luat cu el, m-am inițat și l-am plecat. Dar am luat cu el. Haideți să... Nu, îmi spuneau, mă deranjă fiind muzica, dar nu mă bag cu țigan, cu muzică, nu mă bag cu... Și am luat cu... Domnul Matei, și m-am făcut în instanță. Pentru ce am avut domnul Matei, i-am zis să duc în instanță. Să nu te duc în instanță. Pe bun, dar până să ajung în instanță, nu trebuie să fie niște proiecturi înaintea instanței, din partea primăriei. Păi nu, n-am trebuit să vă dau ca probă. Păi nici decizii, poftiți? Dar mai multe decizii, procese de bani de la Cartea de Mediu, de la DSP, de la... Domnule, eu știu că n-am mai fost la președinte. Eu vă propune, și eu zic că se poate face. Haideți să ne gândim cu ajutorul doamnei secretar, cei de la registru, să dedicăm în zona de Pășunat, că nu-i numai... E aici problema, e și gridaș, cu tralea. O delimităm, domnule, de la zonele de deci nu au câte pe animale, se duc la Pășunat. Și gata, și o punem și aici care pui până la mama mea, să spun geaba aia, mai sunt și până pe la Bridar, unde dăm niște limite, cât o și pe acolo sunt. Să fie o sănătoși la domnul Matei, când făceam petrece și treceau târlele cu oi și cu alea și... Păi iată, miros. Care lucrează, nu poți. Haideți să revenim la punctul diverse, dacă se scrie cineva cuvântul pe consilier. Eu aș dori cu niște probleme administrative, dacă nu e cineva. Da. 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 Domnul, vici, știți cum v-am mai rugat? Nu mai merge deloc. Ce mergea, chiar mai merge deloc, că... iluminat acolo, în cartier, chiar pe ulița aia din față, nu am zis. A doua problemă, iar îmi pun în cap polițiștii locali, îi aveți. Uitați-vă aici, chiar n-am văzut unul din ei când au luat toate scaunele astea de la terenul de sport, dacă într-o dimineață am văzut. Chiar n-am văzut nimeni când au distrus tot, nici porți și ăla. Aici la gard, luați-o de la gard, voați vedeți, mai aveți un pic și în fața primăriei, lupi toate parele alea. Nu-i posibil, chiar nu-i vede nimeni. Și să ne mai gândim că spargi la... Boiști sau la Vidar, în minim, când la primărie aici distrug. Chiar uitați, toate scaunele posibil așa să dispară. Păi le-au frat la ficada, haideți, gândiți și așa să le depunem la loc. Că dă o notă urâtă. E pus și o cameră. Dar nu, deci, nu se văd, mai sunt aici unde sunt jocurile astea făcute. Scândurile au 6 ani, 7 ani. Pune pe ăștia la 416, 3 cu tine vopsească, să le arășeze, că e lângă primărie. Stau, chiar mă uitam acum, într-o dimineață, când am venit, înseamnă, vezi, nu-i posibil, chiar toate lupte, dar nu-i vede nimeni. Sau ăsta din gard, ăsta din fier, chiar nu-i vede nimeni, toate lupte. Și, domnul primar, cu gazele, mai dați două, o noutate? N-am nimic de urmă, ce știți? Da, altcineva să vă spun ceva, când urmă la Barceș, a dus cu băieții și live-uri și s-au strâns apa acolo. Primește balast ceva, în marca ați promis că ajunge și o pot am prioritatea ta. Haideți, așa cum prindeți pentru foișorul la școală, găsiți fond. Pentru drumul găsit, o să vă dau de realizat cu o fântână în Mărcești. Chiar eu o problemă apă. Doamna secretară, pentru mai mult. Am mai vorbit cu anumite persoane și am dorit ca ședințele ordinare să fie puse pe internet să se poată lumea documenta. Eu știu, ai vreo problemă, băi, mă uit, în ce dată e ședințe? Pa, sunt domnul Marcos. Sunt da, dacă sunt măsii... Da. Ok, mulțumesc. Hai să le facem direct imediat. O problemă am și eu. Nu știu dacă știți, dar sâmbătă seară, acolo la terenul de fotbal din Poiană, a avut loc o petrecere, așa,
Nu știu dacă e normal să... S-a spart de ușii. S-au spart ușile pe acolo. Nu știu cine a fost, cine mai a fost. Live. Am înțeles că e și un live pe Facebook. Dar nu e normal să facă petrecere acolo. Eu am avut ceva gălăgie, dar am zis că... Cu muzică, cu focul înăuntru. Au făcut focul înăuntru acolo. Acum am... Și revenim la problema. Deci pe din bară polițiști local, îi dăm și ei în mașini și nu se sizează unul, nu vede unul, că se strică aici, se distruge acolo. Sunt lucruri făcute care ușor se distrug. De ce le dăm salariu? Că chiar ar să se o propunere să distrugă poliția locală. Și așa n-au niciun Dumnezeu, niciun. Dar tot dacă știți că a fost, probabil știți și cine a fost. Dar și vreți, ca să nu... Nu, eu nu știu cine a fost. Eu am auzit că de ce a fost. Eu chiar i-am zis, l-am sunat pe firul Duminică, cine s-a bătut? Eu am zis că s-au bătut acum, sau duminică, sâmbătă noapte, s-au auzit gălăgie, țipete, n-am auzit muzică. Și am zis că s-a bătut cineva, chiar am ieșit afară. Oricum, tot prin zonă, în exterior, prin am zis. Dar n-am auzit. Pe live-ul ăla, de pe live-ul ăla. Da, cel mai probabil sâmbătă se repetă. Da, da. Siguranță. Dacă poți să facă, să pădă. Da, da, da. Nu, nu, nu era la tine, mi-a fost stupi, ăștia cu stupi, ceva. Nu, nu erau pus, nu. Că ești, nu mai am știu. Dar nu mă stau acolo. Cât mai ales acolo. Bă, da, nu stau acolo. Da, nu stau acolo. Da, nu stau acolo. Nu stau acolo. Mai e ceva de zi? Mai e ceva la cuvânt? Eu vă reamintesc termenul de 15 iunie pentru declarații de avere. Când? Este 15 iunie. Vă aștept. Nu l-am gândit. Că și când. Că și când. Că și când. Da, în 2020. Că și când. Că și când. Declarația de ședința închisă, puțin liberă, dacă mai există.